Deci astăzi vorbim despre piese prinse în capcană, tot un fel de așa mică recapitulare și de mutările intermediare. Vorbim prima dată despre piese prinse în capcană. Dacă ne uităm și începem cu această primă poziție, apropo, toate exemplele sunt din poziții practice de mari maestri și în speță, să știți, de Magnus Carlsen. Pentru că mie îmi place Magnus Carlsen. De fapt, cui nu-i place Magnus Carlsen, campion mondial și cum joacă. Și asta este o partidă de-a lui din tinerețe. Avea vreo, în 2002, câți ani avea? 12 ani. Și după o luptă acerbă aici, se ajunge la... I-am dat drumul la înregistrare, că nici nu știu. Da, i-am dat drumul. După lupta acerbă, se ajunge la acest final în care Magnus Carlsen este cu albul și dacă stăm să ne uităm, avem armate egale, un final în care Carlsen are un turn, un nebun și patru pioni și negru are un turn, un cal și patru pioni și spui că totul este ok pentru negru. Și totuși el are o piesă care e prinsă în capcană. Care e aia? Turnul, calul sau pionul ăsta de aici? Deci pionul, calul sau turnul? Care piesă neagră e prinsă în capcană? Ziedi. Calul. Foarte bine. Deci acest cal, când ne uităm unde poate să sară el, oriunde ar sări, e vai și vai și amar de el. Și atunci înseamnă că noi pur și simplu doar trebuie să-l atacăm odată, Radule, fii atent, unde-l atacăm? La A8 sau la B7? A8 este acest câmp, B7 este acest câmp. Unde ataci calul ca să-l iei? B7, corect. Dar de ce nu este bun cal la turnă 8? Pentru că mută calul. Calul scapă, da? Dar în momentul când joci turn B7, acest cal nu mai are unde să mai meargă. Aceste două câmpuri sunt păzite de pionul din B5, care momentan încă este pe tablă, iar câmpul D7 este păzit de turnul din B7. Și degeaba a mai bătut el în partidă, pentru că aici, practic, Magnus Carlsen a rămas cu un nebun contra un pion. Și, practic, să știți că deci s-a jucat turn B2. De ce a jucat turn B2? Ca eventual, dacă scapă așa, să-ți iau pionul. Da? Dar, pur și simplu, Magnus Carlsen a jucat nebun A7, deci și-a apărat și turnul și și-a păstrat sub apărare și pionul și după ce a bătut acest final, deși a mai durat vreo încă 10 mutări, practic un nebun face cât? Face cât 3 pioni, da? Deci, practic, aici albul are 2 pioni în plus. Următoarea partidă. Care piesă neagră este prinsă în capcană aici? Albul este la mutare. Turn. Foarte bine. Din B8. Da, nu ăla din H8, că n-ai cum... Deci când te uiți la piesele prinse capcană, trebuie să te uiți și după piese care pot fi atacate. Că așa... Ăsta... Da, bun, da, ce joci? Foarte bine. Deci Magnus Carlsen aici joacă nebuna 7 și atenție, deși negru aici luptă din răzputeri, uitați-vă cum este decurge partida asta. Calia pe D5. Acum ce bat? Turnul sau calul? Păi dacă bat calul, mi-a scăpat turnul. Ba, chiar pot să-l duc aici, asta și leg. Nu, trebuie să bați turnul. Da? Deci Magnus Carlsen bate turnul și ia o calitate. Dar, vedeți, ia o calitate, dar mai pierde un pion. Și amenință și calce de șahitură. Dar Carlsen face rocadă. Acum, și aici... Albul, negru revine cu cal C6 și atacă acest nebun.
Întrebare pentru voi. De ce acum nu bate aici? Și ce dacă? Dacă în primul rând ți-am luat un pion și dacă mă lași îți iau și turnul. Dar de ce totuși asta e greșită? Pentru că poți face un atac dublu, liniar. Sunt două piese pe aceeași coloană. După turn ce unul ai pierdut o piesă. Vede toată lumea, nu? De aceea negru aici nu bate acest pion. Și practic decurge lupta aici, decurge așa. Pentru că negru în continuare cât are minus? Doar un pion, să știți. De ce? El are un nebun de alb și un pion contra unui turn. Un turn face într-adevăr un nebun și doi pioni. El nu are decât un nebun și un pion. Dar mai este un lucru aici care intră în deficitul, ca să spun așa, negrului. În continuare este puțin în urmă, rămas în urmă cu dezvoltarea, observați? Deci, practic, tot flancul regelui este aproape nemișcat. Și asta înseamnă timp. Ia să vedem cum decurge partida. Turnul la B1 imediat se atac. Nebune 7. Zbang! Mi-a luat pionul înapoi. Rocadă. Și acum, într-un fel, Magnus Carlsen joacă puțin și periculos. Calce 4, dar observați, așa este stilul lui. De mic copil, el încerca să facă acele mutări care amenință ceva. Deci aici tu, ca virgulă copil, poți să spui așa, Doamne, ce să mut eu aici, că și-a făcut și rocada. Da, am o calitate în plus, dar să știți că asta nu înseamnă că victoria vine la voi așa în pas de dans. Trebuie să luptați. De exemplu, aici poți să zici, hai să fac mutarea asta C3 ca să nu las acest cal să vină la D4. Nu. Mutarea C3 este o mutare de apărare. Când ai posibilitatea să faci o mutare agresivă, fă-o. Cal C4, ce amenință? Două bătăi pe ăsta. Nebunul și calul. Da, Edi. Pionul ăsta la altul nu poți să-l iei, pentru că e apărat din spate de pion. Încă o dată, să nu cumva să încerci să bați aici, pentru că eu am să-ți iau cu pionul. Și un cal face 3 pioni. Deci când faci capturi de material, trebuie neapărat să fii atent la ce dai și ce iei. Dacă ce dai este mai mult decât ceea ce iei, nu e bine. Da? Cum ar fi cazul aici. Dar acest pion vreau într-adevăr să-l capturez. Dar negru zice, stai un pic, tăticu, că-ți atac. Și după nebunia pe D6, apropo, aici de ce nu bate așa? Cine spune? Da, zi-e. Corect. Ți l-aș fi luat pe ăsta. Deci tu l-ai un pion și eu... Deci, practic, Magnus Carlsen aici trebuie să bată cu nebunul. Dar vedeți că dintr-o dată tot începe să fie... Nebunea pe C4, turn C5, zici pe bine, dar dădui și o figură. Ba, nu dădui nicio figură. Turn C8, bate, și îi zici, păi negru are, cât are? Două figuri și are pe turn. E bine? Da. Da, dar Carlsen văzuse asta. Și corect, foarte bine, foarte bine, foarte bine, turn așează foarte bine Radu. Și după turn B8, vedeți cum se joacă? Deci, încă o dată, vedeți săgeata roșie? Zice, ia-mi tu calul, că eu îți dau mat. Da? Și într-adevăr, deci încă o dată, este valabil tot ce vă spun eu. Nu faceți mutarea până nu înțelegeți ce vrea adversarul cu mutarea lui. Și când vezi că vrea să-ți dea mat, îmi fac imediat luftulețul. Cal de 4, lasă că te-l încoace. Și din nou a rămas cu calitate în plus. Cal C2. Ia uitați-vă aici. De ce joacă rege F1? Ca să nu urce în centru. Nu. De ce joacă rege F1? Uite, te lasă geata aia. Deci dacă tu aici zici, hai să-ți iau și pionul ăsta, îți dă un șac și bye-bye turn de aici. Păi dacă mă uit la pionul, nu, că pionul nu mai e legat ce ai. Păi acum când joci rege F1, cum să joci asta?
Căciliu. Deci, încă o dată, de fapt, cel mai de bază, încercați tot timpul după mutarea adversarului să vedeți de ce face aia, ce vrea el, da? Bun. Următoarea, ia să ne uităm un pic. Unde suntem aici? Așa. Cursă piesă, da. Deci aici avem un început de partidă, E4, C5, cal F3. Ce apărare e asta? Escoția. Hai tu. E aproape cea mai jucată deschidere la negru când negru vrea să câștige. Siciliană. De siciliana, deci la răspunsul E4, negru are două moduri de a împiedica pe alb să-și facă plugul de zăpadă. Ori E5, ori C5. Dar la ora actuală, cel puțin la marele nivel, acolo, în vârful Olimpului șahist, când joci E5, e clar că nu prea vei obține victorii cu negru. Deci dacă ești în situația în care cu negru vrei să joci la câștig, joci C5. Bun, deci cal F3, D6, D4, siciliana de baltă, cum s-ar spune, da? Adică de bază, cal F6, cal C3, A6, este varianta Naidor. Bun, nebun G5, una dintre multiplele continuări pe care albul le are la dispoziție aici. De-aia este așa de mult iubită de către negru, pentru că îți permite ție să adopți diferite stiluri, dar și de către albei. Deci aici albul are nebun E2, nebun C4, nebun E3, nebun G5, inclusiv H3 sau A4 sunt mutări. Dar, deci aici adoptă nebun G5, pion E6, F4, când joci pion E6 ca să nu strici structura de pioni, joci E6 ca eventual dacă îți bate cu nebunul să bați cu dama, da? Dar aici când joci E6, acest cal este legat. Bun. Și aici sunt multiple variante. Adică, de fapt, două sau trei, maxim. Normal, joci nebun E7 sau dama B6. În partidă, total, era parțial, da, dar tot nu-ți dădea mâna să-l muți, că în spate e dama. Deci acest dama B6 se cheamă varianta pionului otrăvit. De ce? Deci aici, acest dama B6 nu numai că iese de pe legătură, dar îți atacă și la B2. Observați? Și normal aici să știți că ai două continuări cu albul. Ori joci cal B3, ori joci damă D2. Și această variantă cu damă D2 se cheamă varianta pionului otrăvit. De ce? Albul îți dă ție un pion, dar tu rămâi urât de tot în urmă cu dezvoltarea. Observați? Și dama asta se simte foarte anapoda. Ce v-am spus eu? Dama nu e bine să o scoți la luptă. Și aici, într-adevăr, dama pare. Dar într-o partidă, care, știți care culmea mi s-a întâmplat și mie. Dar știți care culmea mi s-a întâmplat la partea neagră. Deci eram cu negru aici și într-o partidă un jucător mi-a jucat A3. Și eu ferice am zis, Doamne, cu ce tolomac am căzut. Îl bat acum de nu mai știți de el. Îl bat acum că nu mai știe de el pentru că acest pion îl iau și și calul din C3, deci nu mai poate să-mi joace tur B1. Vedeți? Că iau calul din C3 cu șah. Și fără să mă gândesc, fără să clipesc, am luat. Ce joacă albul aici și am și în speță. Da. Și după ce mi-a făcut mutarea, am cedat. Ce jucat albul aici? Și mi-a luat dama. Tot îmi ia calul cu șah. Îi iau calul cu șah. Păi iau calul cu șah. Asta mă gândeam și eu. Corect. Cala 4. Și bye bye, dama.
Deci această mutare parșivă a 3, practic îmi ia mie câmpul de retragere B4. Deci acest A3, dacă nu stai să te gândești la el, pentru că aici negru are o groază de posibilități bune. Poate să joace simplu, calce 6 și alte chestii. Dar foamea de material, care în tinerețe și pe mine mă ghida, îmi plăcea să mănânc piese, mai ales pioni adversi. Mamă, dacă aveam un pion advers, era fericire pe capul meu. Și de multe ori cădeam în astfel de curs. Bun. Trecem acum la mutările intermediare. Deci facem puțin și despre mutările intermediare, să vedem cât mai este ceasul, e numai bine. Mutările intermediare. Mutările intermediare sunt acele mutări pe care este foarte bine să le găsești și să le, ca să spun așa, și să le faci. Sunt acele mutări care, prin care tu ameninți ceva mai puternic decât amenință adversarul pe tine. De exemplu, aici ultima mutare a negrului a bătut un pion la C6 și mi-atacă dama. Da? Deci eu sunt cu albul la mutare și primul instinct al meu când am dama atacată, care este Eddie ăla? Care este? Să fug, nu? De zici, băi, tată, mi-a luat și mi-atacă și dama. Poți să-i ban nebunul? Nu! Păi apărat din cal, din spate. E bine să o apăr? Nu, că oricum îmi dă nebunul pe damă, zice, ce tântălău. Și primul lucru, te gândești să fugi. Sau poți să bași ceva în față, ca nebun B5, nu? Corect. Și el bate, eu bat cu dama cu șah, el bate cu dama, da? Dar ce v-am zis eu vouă? Deci în momentul când crezi o amenințare mai puternică decât pe cea care ți-o face adversarul, înseamnă că ești în câștig. Ce e mai puternic decât captura de damă? Cine poate să-ți spun? Corect, mat. Ce mută albă aici amenință mat într-o mutare? Și zice, bine mă, iau tu dama, că eu îți dau mat. Adică eu ce vreau să vă spun? Că nu degeaba vă spun, când aveți piesa atacată, primul lucru la care vă uitați e contraatacul. Da, mă, ce șa să-ți bat cu calul, n-auzi? Cale 5? Corect. Deci cale 5. Păi poți să-mi bați tu dama, nu că ești mat. Mate. Foarte bine, Edi, îmi dădui seama, dar la tine e puțin mai greu ceanul cu câmpurile, da? Da. Bun. Bun, treci acolo. Dar nu numai, deci eu ameninț la F7, dar mai ameninț ceva. Câte bătăi făcui acum pe acest nebun? Deci, practic, acest cale 5 pune final partidei. Pentru că tu ori vei fi mat, ori vei pierde material. De exemplu, în partidă a continuat cu damă C7, da? Dar după calcești, apropo, aici, damă C7, vedeți că și negru nu e, deci să nu credeți că în momentul când ajungeți în poziție câștigată, deci aici, într-adevăr, albul este în poziție câștigată, dar oricând poate să o dea în bară. Și normal, eu v-am spus, ce e mai periculos și mai bine pentru tine când tu dai șah? Da. Deci nebunea pe F7 zici că îți vine imediat, din prima. Da, dar încă o dată, sfatul. Când vezi o mutare bună, uite-te după alta și mai bună. Și aici câștigi într-adevăr un pion, îl și derochezi, dar când bați în C6 câștigi o piesă. Da, pentru că regele... Corect, fugea și rămâneai doar cu un pion. Dar stați ca să vedeți. Deci după cal C6... Zici, păi ce piesă? Că eu am două apărări. Păi da, dar ești pe aceeași diagonală A4, E8 cu regele. Deci poți să bat cu dama Alesia? Nu, că joc nebun B5, bai dama. Și atunci n-ai decât să-și bați cu calul. Da? Dar albul tot nebun B5 joacă, câte bătăi faci?
De fapt, stai un pic aici, dacă ești băiat deștept, joci direct 35, că e legat. Da? Dar merge și nebun B5, faci două bătăi, turn C8 și iar D5. Deci aici, practic, albul a câștigat o piesă. De ce? Datorită mutării intermediare, da? Bun. Din nou, aici cu albul. Ultima mutare a negrului, deci închipuiți-vă că era un pion alb la B4 și negru a zis, mă, să-ți bat un pion aici. A5 pe B4. Deci ultima mutare a negrului a fost A5 pe B4. Și normal, ce-ți vine să joci aici? Să ții pionul înapoi, mai ales că acest... Dar ce-i bine? Care mutare intermediară cu care aici albul de fapt câștigă? Deci, haide să o luăm pe asta normală. Deci, A5, B4, turna 1, turna 1, cal oriunde, ai câștigat ceva? Nu. Ai nimerit-o, bravo. Bravo. Deci, mutarea intermediară este nebune, ia pe C5. De ce? Pentru că îți aduce dama pe un câmp unde va fi atacată de pionul la B4. Deci după dama C5 a B4, tu cu negru te pomenești cu două piese în priză. Și cu dama, și cu dama, și cu turnul. Deci dacă bați turnul, îți bata. Și degeaba bați. Ai o damă pe un turn. Ai cedat partida. Iar dacă nu poți, ce Doamne iartă-mă să faci aici? Deci în acest moment, după damă C5, apropo, acest damă C5 a fost forțat? Poți să spui, nu e forțat, domn profesor, poți să mă mut. Păi da, dar ce, asta mai e partidă? Practic ai un turn în minus aici, nu? Că ți-am luat un cal și un turn și ți-am dat un nebun. Da? Deci eu am două turnuri, tu n-ai decât unul. În restul pieselor suntem egali. Deci, practic, aici tu cu negru ești forțat să bați nebunul, dar după chestia asta ai pierdut material. Da? Bravo, Radule! Felicitări! Bun! Fără săgeți. Negru e la mutare, mută pe doi. Pentru că negru vine aici să se transforme. Cum îl oprești pe ăsta să se transforme în damă? Zi, Edi. Păi da, dar pionul îl bate, să știi. Ia uite. Nu știi, adu-ți aminte, pionul ia pe diagonală. E singura piesă care merge într-un fel, dar bate în alt fel. Nu. Albul e fericit cu rocat, cu remiza aici și zice așa. Oh, mi-ar cap. Joc turn G7, nu turn pe 3, că ți-l iau. Și pe urmă tot scol. Nu, turn G7, bazându-se pe un atac liniar. Deci, acum, dacă scoți damă, aici te și bat chiar. Vedeți? Bun. Deci mă dau la parte, îți iau dama și pe urmă rămân cu un turn contra nebun, iar pionul meu se duce ca bătut. Bun. Și totuși aici negru este câștigat. Datorită unei mutări intermediare, ce mută negru aici? Nu, pionul ăsta vine tot încoace, prințesa mea. Deci negru vine spre 1 și 2. Rege 3, să știi că nu vei face mare lucru pentru că joc turn pe 7. Și într-adevăr poți să spui, pe bine, dar joc rege 2. Păi da, dar eu mă duc. Păi da, dar eu scot damă. Păi da, dar eu îți dau turnul pe ea. Și pe urmă te și bat. Că nebunul ăsta, dacă vii aici să-l oprești, pe ăsta ți-l iau. Deci, vedeți, ăsta e un final... Făceți-mă mutare intermediar. Ia uitați-vă ce mă... Stați așa ca să înțelegi. Da, vă lăs. Ce piesă neagră nu joacă? Nebunul.
Și stă ca o varză călită acolo, e un pion mare și gras. Las-o. Corect, asta e mutarea de câștig. Nebumbeu. Da, acum scot cu șah. Dacă mi-e nebunul, nu mai pot să-mi faci atac liniar. Deci, încă o dată, îți iau nebunul, scot cu șah. Nu mai ai timp de și te bag. Trebuie să muți, mut și salut. Iar dacă nu mi-e nebunul și îmi dai șah, îți bag nebunul. Și pionul zice asta, hi-hi, am scăpat. Da? Bun. Aici. Asta este o partidă de un alt nivel. De fapt, de cel mai înalt nivel. Vă arăt așa ca fapt divers. Albul este la mutare aici. Este la nu știu câta partidă din meciul pentru titlul mondial dintre Magnus Carlsen și Visvanathan Anand, jucat în 2013, deci în primul lor meci pentru titlul mondial, și Carlsen cu albul este la mutare aici. Ce ați mutat cu albul aici? Nu uitați că aveți un nebun în priză. Să știți că, fapt divers, partida asta s-a terminat remiză, dar eu vă arăt ca fapt divers ca să înțelegeți un lucru. Dacă stați să vă uitați... Cum? Corect. Dar de ce faci chestia? Stai, tu ce mutare ai spus? Pionul B7. Nu. Nu, eu credeam că spui pion B7. Nu, deci s-a jucat în partidă pion B7 și după turn de A, B8, atunci a bătut și Anand a bătut. Cine stă mai bine aici? Albul. De ce? Cine spune? Deși până la urmă Anand are... Cum? Nu. Păi tocmai de asta vreau să-ți explic. Deci, s-a ajuns în poziția asta sau dacă deci fii atent, dacă bătea din prima, s-a ajungea în poziția asta. Ca să înțelegeți un lucru, câte insule de pioane are negru? Corect. În aia altă câte are? Deci B7, tur B8. Câte are aici? 4. Cum e mai bine să ai mai multe insule sau mai puține? Mai puține. Deci, practic, poziția este mult mai bună pentru alb față de cea de dinainte. De ce? Doar datorită faptului că negrul are 4 insule de pion și eu cu albul nu am decât 3. Dar mai e o chestie, că acești doi pioni sunt, cel puțin pe moment, pe culoarea nebunului de alb. Deci, cel puțin pe moment, putem spune aici că acest nebun de la D7 este un nebun prost. Prost pasiv. Însă, și deși e foarte greu, să știți că totuși Anand a scos o remiză. Bun. Albul la mutare. Nu vă mai arăt până la cap. Albul la mutare. Asta e dintr-o partidă de-a lui Bobby Fischer, în care albul la mutare, el este cu albul aici, face o mutare foarte, foarte puternică. Și practic dă tura pe un cal și doi pioni, la prima vedere, dar obține un atac mortal și joacă aici turnea pe E6. Deci dacă vă uitați, stați un pic ca să înțelegeți un pic poziția. Rocada negrului este rocadă mică tip cazemată. Dar acestei cazemate lipsește de nebunul de negru. Înseamnă că această cazemată este foarte slăbită. În momentul când nebunul de cazemată se lipsește, nu se lipsește, e aici, scuză-mă. Doar că nu e pus unde trebuie. Corect. Deci nu se lipsește, dar nu e pus unde trebuie. Acest turnea pe E6 este o mutare extraordinar de puternică. De ce? Pentru că după F6, dama E6 cu șah, și dama ia pe E5, uitați-vă la săgeata aia, rege F7, nebun de 4, uitați-vă, deci regele
Negru este complet în ploaie. Damă, gheop, nebun de șac. Ești complet pierdut. Amenis nebune, șase, șac și damă. Nici nu mai habar n-am ce să joace. Sau amenis damă în șase, șac și damă. Da? Șac și mat, aproape. Bun. Și atunci, scuzați-mă un moment, Andrei, te sun eu pe urmă că sunt la ore, da? Zic. Este un dulce, te pup. Pa. Pa. Scuze? Bun. Deci, revenind înapoi, nu-și dă seama că dacă bate acel turn, cade sub atac și joacă damă ce ori. Zic, stai că slec turnul, ca să-l iau cu damă. Și aici Fischer, în speța albul, are o mutare intermediară nemaipomenită. Cine vede mutarea albului? Da, albul este la mutare acum. Turn unde? G6? C6? Păi da, dar ți-au damă. Corect. Bravo, rog. Deci, în moment... Ia uite ce mută albă, ești nebun de șapte. Și negru cedează. Dar de ce, Radule? De ce nu poți să ți-l bată? Păi pe C8 era apărată dama de turn. Pe D7 nu mai apărată, deci acum merge turnea pe G6 și acum. Îți iau damă. Deci, încă o dată, aici, ia uitați-vă un pic. Aici nu are niciun efect turnea pe G6. Că dama mea e apărată de turn. Dar dacă acest nebun de 7 obligă dama neagră să vină pe un câmp unde nu mai e apărat. Nu uitați că eu cu albul deja am luat un cal în E6. Deci, făcând poza acestei poziții, în acest moment eu cu albul am o piesă în plus. Deci dacă mut, să zicem, din damă și zic, nu mai pun botul la nimic, zic și eu, păi mă și eu din turn și am rămas cu un nebun în plus. Ați înțeles ideea? Bun, mă bucur. Stai să vedem unde suntem. Mai avem doar două. Ce bine, ce bine, ce bine că reușim să... Sper că vă plac. Asta e dintr-o partidă celebră a lui Tal. Tal în speță albul, apropo, Radu, Teo și Sofie ați făcut... S-ar putea să fi participat la lecția asta de astă vară. Știți că aveam weekendurile acelea cu Tal, în care vă arătam tot timpul partide Tal pe net, da? Bun. Ce joacă albul aici? Deci albul este la mutare. Ultima mutare a negrului a fost turnea pe H8. Nu uitați că în acest moment, dumneavoastră cu albul, aveți un turn în minus. Și normal zici, băi, turnea pe H8. Să-mi iau turnul înapoi. Deci ultima mutare a negrului a fost aici turnul din H8 a bătut la H1, scuzați-mă, turnul alb. Deci turnul... Ce? Ți-am spus, Radule, îmi place de tine, dar nebun F1 în primul rând este o mutare super pasivă, nu uita, nebun F1. Păi cum, rămâi? Ce faci aici? Rămâi cu un turn în minus după cal G8? Adevărul e că după ce, eu v-am spus vouă și când v-am prezentat o astfel de partidă, după ce vedeți stilul lui Tal, este și greu să nu vă îndrăgostiți de el. Uitați ce zice Tal aici. Puțin îmi pasă mie că mi-ai luat. Eu ți-au cal.
Și negru zice, păi să ți-l iau și pe ăsta cu șah. Ți-l iau și pe ăsta cu șah. Ce, Doamne iartă, m-a gândit tal aici? Păi tal, uite așa gândit, a bătut cu cal. Și ai dama în priză. Și ăsta zice, păi stai că ți-au și dama. Și după ce o să-mi bați dama, o să-ți iau și bă ăla. Deci negru se gândea aici. Bate, că trebuie să-și ia dama înapoi. Și după ce bat, mamă, am o calitate în plus. Și îl bat pe domnul tal. Ia uitați ce joacă tal aici. Asta e adevărata mutare intermediară. Căia pe G7. Da. Deci mutarea intermediară este mutarea, păi asta și prin care tu faci o mutare în care crezi o amenințare mai mare decât cea pe care o are adversarul asupra ta. Deci tu faci, de exemplu, nu văzuși din toate aceste exemple cum începură cu prima. Aveam o damă atacată. Deci, și tu trebuie să creezi o amenințare mai mult, mai puternică decât câștigul damei. Care a fost atunci? Matul. Aici care este? Deci, practic, tal zice așa. Am această mutare intermediară. Deci, pur și simplu, îți bat aici. Nu că e mat, dar practic, tu... Bun, hai, intră. Deci, practic, tu aici ești forțat să rămâi în urmă. Deci, trebuie să joci 6 ca să nu fii mat. Și după șah, adio. Mă. Deci, încă o dată. Mutare intermediară. Recapitulăm. Deci, începe cu GF6, turn de 1, șah, și aici joacă această mutare superbă, cal de 1. Iar la acest damă de 2, o mutare și mai superbă, pe G7. Și ultimul exemplu și vă las să jucați. Bun. Albul la mutare. Ultima mutare a negrului a fost calul din D7 la E5 care mi-atacă mie dama. Creați o amenințare mai puternică decât captura de damă. Ca să găsiți mutarea intermediară. Ce joacă albul aici? Și puțin calcul trebuie într-adevăr, dar... Nebunea pe H6 îți iau dama. Nebunea pe H6, calea pe D3, în continuare, zic ce vezi, că eu nu văd nimic. Nebunea pe H6 nu creezi o amenințare mai mare decât captura de damă. Ce, Doamne iartă-mă! Dar în schimb, D6, scuzați-mă un pic. Sorine, sunt la ore și ajung în parc după, da? 7, da, 7 fără, da, pa. Și practic acum, deci dacă joci F6, ai rămas după damă de 6 cu piesă minus. Deci practic tu ești forțat aici să bați dama, da? Dar ce-a văzut albul? Șoc. Și în acest moment cine e în avantaj? De ce? Păi albul are un turn și doi nebuni pe o damă și... De fapt are un turn, doi nebuni și un pion pe o damă. De ce să fie negru în avantaj? Plus că acest nebun ia pe G6 cu șac și... Calul din H7 stă foarte prost, deci să nu credeți că acest rege a scăpat de atac. Deci armata mai mare aici clar o are albul. Cum să aibă negru, prințesa mea?
Tetul la zero. Bun, asta a fost lecția de astăzi. Putem juca.